Bună ziua, mulțumim că ați fost partenerul nostru astăzi la CEO Conference. Cum ați apreciat conferința? A fost o conferință foarte bună, cu idei care au rezultat atât din ceea ce au vorbit speakerii în panel, dar și din întrebările venite din sală. Ca idei principale, este foarte important să ne uităm la partea de digitalizare, la sustenabilitate, la resursa umană, care este una dintre problemele pe care au ridicat-o și participanții, și la partea de colaborare între mai multe departamente ale aceleiași firme, în momentul în care scopul, obiectivul este comun. Care sunt principalele mesaje pe care, în calitate de consultant în marketing și branding, doriți să le trimiteți, să le transmiteți liderilor companiilor? În calitate de consultant de marketing și branding, aș vrea să spun trei lucruri. Este important ca mesajele pe care ei le dau în piață să fie calibrate pe targetul pe care îl vizează, să înțeleagă că trebuie să integreze strategia de marketing în strategia de business, pentru că marketing înseamnă business până la urmă, iar strategia de brand îi ajută să-și definească misiunea, menirea și scopul pentru care funcționează, iar toate acestea duc către obiectivele de business pe care și le propun. Mulțumim pentru răspuns. Când este potrivit pentru o companie să-și dezvolte o strategie de marketing și branding? Da, e o întrebare bună. În momentul în care începi să devii vizibil pe piață, asta înseamnă că ai avut în spate o strategie. Practic, din prima zi, strategia de brand ar trebui să existe. Sigur, la o dimensiune mai redusă, poate inițial, iar după aceea să se adapteze dimensiunii companiei și obiectivelor pe care le ai. În fiecare moment este vorba despre, mai degrabă, despre un journey al clientului, adică așa cum tu vrei să-ți vinzi produsul, exact așa clientul caută să te înțeleagă. În primul rând, ia contact cu brandul, se uită unde ar putea să-l găsească, înțelege mesajul pe care îl dă brandul, după care cumpără, revine, devine fidel și apoi poate deveni ambasador al brandului. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, provocările pentru anul viitor? Pentru anul viitor vedem foarte multă preocupare pentru zona aceasta de employer branding, despre organizații, despre cum până la urmă brandul și cultura organizațională sunt una și duc către obiective. Și aici este o provocare, pentru că și anul acesta, dar și anul viitor, credem că și cred personal că în cultura organizațională stă succesul unei companii. Vă mulțumim frumos pentru...